Salut! Am revenit cu continuarea clipului cu bobinele, care am făcut test prima dată și nu eram deloc mulțumit. Într-adevăr, nu erau legate în serie cum le legasem eu, nu era bine. A trebuit să le desfac din nou și să le așez cum trebuie. Da? Sper că se vede. Am mai lucrat și la bobine, am încercat golul bobinei să fie exact cât cei trei magneți ai rotorului, cu toate că nu pică bine. Normal ar fi trebuit și bobina să aibă lățimea tot de 3, să fie gol pe rotor, dar pentru test momentan, că intenționez, eu am zis să fac test cu unul mic, după care să fac unul mare. Inițial mă apucasem să-l fac direct pe cel mare, dar am zis să fac unul mic să văd ce randament ce poate să facă. Inițial voiam să fac așa, 30 de centimetri, are 3 centimetri între și bobina să aibă tot 3 centimetri, cu 4 bobine, dar am zis să-l testez pe ăsta și după aceea să continui să fac altul mai mare. Haideți să vedem ce voltaj scoate. Ce capabil e să, nu știu, să aprindă un bec, ce, dacă e eficient sau nu. Pornim aparatul de măsură. Ok, sper că se vede. Să-i dăm drumul. Se vede, se vede. Deci avem 150 de ture și avem 1,9 V. De ture, avem 50 de herți, 24, ca să dau puțin mai sus, 25 de volți cu 51 de herți. Da? Pot să dau și mai tare, dar sar herții și nu, după aceea nu prea e eficient decât să-l băgăm, să-l facem curent continuu și să-l transformăm în... ...2800... ...la 3000 de ture avem 50 de hertz, 50 de volți cu 101 hertz. Deci îl vom da din nou la 1500. Așa îl vom testa. Asta fără sarcină și avem un consum pe motor de 26 de W. Dacă se vede, da? Haideți să-i punem o sarcină să vedem consumul dintre ce consumă motorul și ce produce generatorul. Voi lua transformatorul. Haideți să-l opresc puțin. Acesta e un transformator, un traf
toroidal are două ieșiri de 12 volți. L-am folosit eu la diverse teste. Voi băga pe o intrare, pe o ieșire de 12 volți și voi ieși pe cel de 220. Are 150 de wați. Dar pentru test nu este suficient. Sper că mai ajunge firul ăsta pe aici. Mai întâi o să pun fără sarcină, să vedem ce voltaj ne scoate la 1500 de ture, am spus. Și după aceea voi pune și sarcină. Îl voi duce în 1500 de ture. Deci avem 1550 de ture, da, să-l... Și avem 345 de volți cu 50 de herți. Și consumul pe motor avem 67 de wați. Dar asta fără sarcină. Haideți să vedem, să-i punem un bec de 100 de wați, să vedem ce spune. Îl oprim. Și aparatul de măsură. Ok. Și să-i dăm drum acum. Să vedem ce... Deja se schimbă datele problemei. 800 de ture, 900, 1500 de ture. 1500 de ture, avem 165 de volți cu 50 de herți. Și haideți să vedem și consumul pe motor. Deja consumul s-a dus la 164 de wați. 164 de wați. Haideți să vedem câți ampere avem acolo. Deci avem 0,27 amperi la 162 de volți. Deci asta înseamnă 162 ori 0,4, văd acum se fluctuează. Să spunem 0,4, ar fi un 65 de wați.
65 de W și avem consum de 161 de W. Deci tot cu 100 de W diferența între ce produce și ce consumă motorul. Ca și la cel cu miez metalic. Deci tot timpul este cu 100 de W în spate. Cel care consumă mai mult motorul care îl acționează generatorul. Da. Pot să dau și puțin mai tare, să ajungem la un 200 de volți, dar se schimbă hertzii, 210, avem 224 de volți cu 67 de hertzi. Și amperaj acum avem 0,45 și avem 222 ori 0,45 înseamnă 100 de W, exact cât are becul și consumul pe motor a sărit deja e 240 de W. Deci acum s-a dus, are 140 de W în plus consum pe motor față de ce produce generatorul. Da, trebuie să găsim o variantă să fie eficient, să scoată mai mult generatorul decât consumă motorul. Și varianta ar fi să fac unul mai mare, mai multe bobine, adică în loc de 4 bobine să pun 9 bobine, să le leg în stea, să fie trifazat și atunci poate puterea va fi mai mare și consumul pe motor va fi mai mic. Să zicem că are aceeași, dar o pune rezistență și o să încerc și varianta o să, dacă nu, varianta cu miezul metalic, eu zic că ar fi mai mult mai avantajos față de cea fără miez metalic. Deoarece asta nu duce, deja s-au încălzit bobinele. Da? Nu duce mai mult, adică varianta cu 90 de spire pe motor scoate la 450 de W, pe când fără miezul metalic, doar bobinele, deja s-au încins, maxim 100 de W. Da. Ne mai gândim și analizăm. O să văd să încep să fac, aș face mai multe bobine și să încerc, dar o să trebuiască să fac rotor, adică o să fie de durată. Vedem până atunci ce variante mai găsim. Mulțumesc frumos! O zi bună!